știu, având în vedere faptul că într-o perioadă în care dânsul era viceprimar, avea ca și responsabilitate verificările la Bulevardul Dorobanți, s-ar putea să aibă dreptate, dar dacă are dreptate, ar trebui să-și aducă aminte să nu fi semnat vreun document. Adică ne spuneți că dânsul trebuia să coboare în canalul colector? Nu, nu, în niciun caz. Dânsul putea să verifice dacă s-a coborât în canalul colector sau nu, pentru că avea atribuții în acest domeniu. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, trebuia coborât și verificat acolo? Da, dar nu de către viceprimar sau de către primar. Da, cu siguranță. Primăria a avut un diriginte de șantier angajat în baza unei licitații publice care avea obligația să urmărească lucrările și să informeze primăria privind executarea sau neexecutarea unor lucrări. La ora actuală, din ce știți dumneavoastră, ne putem baza pe faptul că acele lucrări s-au făcut corect? Noi am solicitat o expertiză în instanță privind execuția acelor lucrări. Au existat mai multe termene privind depunerea acelei expertize de către persoana desemnată de instanța de judecată. Astăzi, 8, este termenul limită pentru depunerea expertizei. Sper să nu existe o nouă amânare.